oferită o sancționare. Mergeți foarte mult cu ceea ce înseamnă informare. Să părăsească locul acolo unde nu este legal. Exact. Să campeze în zone autorizate. Asta scriem ca măsură complementară. ARBDD-ul, administrația rezervației Biosfera Delta Dunării, trebuie să redevină administratorul rezervației Biosferei Delta Dunării. Iar când spun că trebuie să redevină administrator, nu mă refer, doar și la ceea ce înseamnă măsurile de decolmatare, de repopulare cu pește, de dezvoltare socioeconomică și de sprijin socioeconomic a comunităților din Delta Dunării, la care se adaugă și partea de, din păcate, de implementare a legii prin mijloace coercitive, mai exact amenziile contravenționale, în situația celor care nu înțeleg ceea ce trebuie să facă într-o rezervație a biosferei Delta Dunării. Aici ne aflăm astăzi pe plaja Vadu, o plajă superbă, sălbatică, aflată în zona economică a rezervației biosferei, unde, din păcate, turiștii nu întotdeauna înțeleg că o plajă sălbatică, o zonă naturală, trebuie respectată și avem responsabilități față de ea pentru a o proteja și pentru a o păstra la fel de frumoasă și la anul și peste 2 ani și peste 100 de ani. Din păcate, după cum vedeți, a fost necesar să apelăm la sprijinul jandarmeriei și cu ocazia asta vreau să mulțumesc inspectorul județean de jandarm Constanța și brigada mobilă Constanța de jandarmi. Din păcate, pentru că turiștii, atunci când agenții din ARBDD au încercat să le arate că lucrurile nu sunt chiar ok prin ceea ce fac, le-au cerut să părăsească zona, să ridice corturile și mașinile din apă, au fost refuzați, au fost și situații în care lucrurile puteau scăpa de sub control, au refuzat legitimarea. Sperăm ca acțiunea de azi, de mâine și în completare de anul viitor să ne permită să avem un turism frumos, elegant, într-o plajă sălbatică din rezervația biosferei Delta Dunării. Camparea și parcarea mașinilor în plaja sălbatică nu se poate fi făcută decât la 150 de metri de ultimul var. E primul lucru care este încălcat. Al doilea, vorbim de managementul deșeurilor. Din păcate, nu întotdeauna turiștii înțeleg că deșeurile pe care le produc ar trebui și depozitate într-un loc special destinat. Ați văzut, pe drum sunt pubelele. Vedeți, sunt drumuri tăiate de mașini și nu anul acesta, ci de ani de zile. Din păcate, situația asta, aceasta nu a apărut anul acesta, a fost și e de ceva ani încoace. Spun că au tăiat drumurile adiacente prin ecosistemul din zona Vadu, din tunele de nisip, și practic în acest moment nu avem un singur drum de acces, avem vreo 5-6 drumuri care pe de o parte distrug ecosistemul aproape iremediabil dacă nu stopăm rapid această intruziune în ecosistem, riscăm să nu mai avem o zonă sălbatică. Acțiunea de astăzi probabil va mai genera ceva amenzi, dar ideea nu de a amenda în primul rând, ideea de a informa oamenii și de a preveni acțiunile asupra ecosistemului. În ultimele 5 zile s-au dat 136 de amenzi. Astăzi echipele de control au revenit pe plajă și controlează 3 km în zona localității Vadu.